Au scăzut drastic vânzările de mașini electrice în România, în schimb a crescut vânzarea de mașini SH. Anul ăsta, în august, au fost înmatriculate doar 494 de mașini electrice noi față de anul trecut, când în aceeași lună au fost înmatriculate 1608. Bă, l-au avut foc toate mașinile electrice, bă, este cea mai mare porcărie, eu vă spun cam. Adică o scădere de 69,3% în opțiunile românilor pentru mașinile verzi. Cel mai mult a contribuit lipsa de interes a românilor față de Dacia Spring. Situația actuală, apa în fierbe la mașină, tata e în bustul gol și 150 de găini în portbagaj. Mai spune ce? Dacă în august 2023 s-au înmatriculat 655 de Dacia Spring, anul acesta în august au fost înmatriculate doar 25. Și Tesla a urmat cam aceeași direcție, cu matriculări la mai puțin de jumătate față de anul trecut, 509 față de 218. Suntem vito să mor eu, Ionuțe! Fine! Trăim să moară familia mea, dar nu trăim! Treaba e că toate vânzările au început să dea în marșalier puternic de tot, urmând un trend global. Din ianuarie până acum s-au înmatriculat 6837 de autovehicule complet electrice, comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, când au fost înmatriculate 10582 la noi în țară. Mi-a murit motorul. Piața auto din România oricum a înregistrat un declin mare de peste 22% în luna august, cu 9972 de autoturisme înmatriculate, mai puține cu aproape 4000 de unități față de anul anterior în luna similară. Acel moment când șeful meu e supărat. Șefule, aș vrea să cred că lumea preferă alte mijloace de transport și că ne-am dat toți pe eco și verde. Dar, surpriză, românii au revenit la vechile obiceiuri și au început să-și ia mașini SH din Germania. Bună! Bună, bună! Am văzut și mașina asta la vânzare. Ce poți să-mi spui despre ea? Are mașina ceva? Ta? Da. Ce să are? Motor, caroserie, roți, interiorul, cum îl vezi? În august anul ăsta s-au matriculat 27.569 de mașini SH, dintre care 19.053 diesel. Da, renunț la bacalaureat, deoarece am și planul B pentru viitor. Care e ăla? Samsara auto de mașini. Cea mai vândută mașină SH a fost, desigur, Golful, urmat de Passat și de Octavia. Uite că oamenii nu mai cumpără nici mașini electrice. Păi față de electrice e o diferență uriașă totuși. Motivele principale pentru care românii s-au mai potolit din cumpărat mașini electrice sunt prețurile încă destul de mari, s-a redus valoarea tichetului Rabla Plus și încă nu sunt suficiente stații de încărcare.